ce se întâmplă. Spunea că e un om care vine dintr-o lume care a apus, din păcate, odată cu valorile ei, valori care dăduseră României identitatea sa. Îl întrista să vadă că omenia, respectul, bunul simț, onoarea au ajuns azi doar cuvinte goale. E atâta mitocănie, atâta grosolănie, încât mă simt descumpănit deseori. România de astăzi trăiește într-o gravă criză a valorilor. Venea din comuna Lisa, în județul Brașov, unde s-a născut în 1926. Licențiat în filozofie și drept, a fost director general al TVR și redactor șef al României Libere. În 1958 a debutat cu volumul de versuri Umbra cuvintelor. A urmat opere ca Viața ca o coridă, Don Quixote în est și Rugați-vă să nu vă crească aripi. Știa că fiecare are dreptul la dezamăgire. Credea că pământul e singurul loc în care se poate crea paradisul. Era un idealist. Un drum între o naștere și o moarte, adică viața înseamnă mai mult decât o afacere, mai mult decât un șir de calcule, mai mult decât niște aranjamente. De 17 ani apăra valorile din fața mașinii de scris. Editorialele sale ne arătau unde greșeam, ce greșeam, cât ne vor costa greșelile. Ne vorbea direct. Ingredientele succesului în România sunt prostituția, tupeul, șmecheria. România nu e o țară coruptă. România e o țară jefuită. Dacă eram un popor serios, nu aveam o asemenea clasă politică ticăloasă. Scria Octavian Paler că tot ceea ce pierdem, pierdem pentru totdeauna. Atât deocamdată. Urmează acum pe Antena 3 emisiune.